Dragi prieteni, bine ne regăsim! De data aceasta, în cadrul emisiunii Cine citește știe, mă voi adresa tineretului, copiilor și tinerilor care iubesc aventura și au timp în weekend sau în vacanțe să citească noutățile. Iată că aparițiile cele mai noi sunt ale unei grupări formate din 6 scriitoare de renume, care s-au reunit sub denumirea de Erin Hunter. În cadrul acestor reuniuni ale scriitoarelor, au încercat să redea viața animalelor, a pisicilor, în cărțile Pisicile războinice, ale cățeilor, în romanele Supraviețuitorii, și ale urșilor, în cărțile Exploratorii. Cum a început această aventură? În anul 2000, Vicky Holmes a fost rugată să scrie un roman despre pisicile sălbatice. În cadrul acestui roman început, ea a adăugat încă o prietenă care să o ajute la scenariu, apoi încă o prietenă, până când cele 6 prietene au reușit să alcătuiască aceste trilogii. Cărțile au fost vândute foarte bine, după ele s-au făcut scenarii de desene animate și filme. Pe scurt, vă voi povesti din fiecare trilogie conținuturile, astfel încât copiii și tinerii să fie atrași în a le citi. În Pisicile războinice se înfățișează o lume de frumusețe și tandrețe, în care 4 clanuri de pisici trăiesc într-o pădure, în care intervin o mulțime de evenimente, de neînțelegeri, dar sunt obligate să respecte niște ordine, niște coduri, și se antrenează ca războinici să-și apere clanurile. Pisicile sunt obligate să respecte legile pisicești și sunt ghidate în acțiunile lor de către spiritele strămoșilor lor. Pericolul pândește peste tot. Sunt nevoite să se întrețină, să găsească hrană, să se apere, să crească, să supraviețuiască. Oare vor supraviețui ele? Urmează să aflați voi! Din cealaltă carte, și anume din Supraviețuitori, un oraș pustiu rămas în urma cutremurului, fără labele lungi, adică fără niciun om. De unde să-și ia norocel, cățelul care este personaj principal, hrană?
bate străzile, cutreieră orașele, aproape muritor de foame. Până când se întâlnește cu sora lui, Bela, cu care va cutreiera orașele și în clanurile în care intră își vor schimba viziunea asupra multor, multor evenimente ce se pot întâmpla în cazul în care căței rămân singuri și fără stăpân. Dragii mei, vă sfătuiesc să urmăriți aventurile cățeilor. În ultima carte, Exploratorii, legea de căpătâi este că viața nu devine o călătorie, ea este o destinație. Urșii din patru specii diferite se întâlnesc din cauza lipsei de hrană și încep o aventură, o explorare a ținuturilor arctice. Nu găsesc în lacul Marelui Urs niciun pește. Nu au ce vâna, nu au ce mânca. Se gândesc atunci să caute un ursuleț care să meargă în căutarea hranei. Își găsesc într-adevăr un personaj care va fi într-un fel sacrificat și trimis în marea explorare, pentru a ajunge în ziua cea mai lungă la lacul Marelui Urs. Va găsi el acolo hrană? Nu știm. Trebuie să citiți cărțile, trebuie să le parcurgeți cu mare atenție pentru a afla toate aventurile urșilor. În spatele acestor aventuri se găsesc fapte care pot fi puse într-o lumină de adevăr, de justiție, mesaje tulburătoare, de a apăra mediul înconjurător, de a apăra animalele care mai supraviețuiesc. Se pierd o mulțime de specii. Îndemnul din aceste cărți este să avem mare grijă de tot ce ne înconjoară. Cu speranța că tinerii și copiii vor avea timp să citească aceste cărți, care se găsesc la Biblioteca Municipală Pașcani, vă doresc o săptămână ușoară și bucurii. La revedere!